născut în zodia libertății spirituale. Nimica nu este fără un început. Așa am fost ocroit ca destin artistic. Dan Constantinescu este unul dintre artiștii remarcabili ai contemporaneității. A fost elevul lui Corneliu Baba, pe care îl evocă nu doar cu respect, ci îi poartă recunoștința pentru formarea sa ca pictor. De când eram student, făceam experimente, am fost un expresionist chiar devastator din punct de vedere al trăirilor mele interioare puternice în materie de artă. Baba a simțit treaba asta, mi-a făcut chiar o declarație de iubire profesională, spunând că un talent ca tine să naști toată la 50 de ani, ai grijă ce faci cu talentul. Deci, ce a însemnat asta? A însemnat multă muncă și întoarcerea la esențele trăirilor pe care eu le aveam. A debutat în 1975 cu o expoziție ce a atras atenția marilor nume ale picturii românești. Aceasta a însemnat nu doar o lansare în lumea artei, ci definirea unei amprente ce a marcat parcursul artistic de peste 4 decenii. Eu consider traseul mai important decât însăși finalitatea obiectului, pentru că traseul este inițiatic și el te duce către acel sublim al autenticității, al lumina aceea pe care ți-o revelează numai obiectele înfăptuite într-un moment de maximă inspirație divină, adică nu știi ce se întâmplă, e misterul și ele vin. Și atunci tu începi să le conștientizezi cum prin maturizarea ta, mergând în muzee, în lume, văzând, alea cărțile, bibliotecile, le-am făcut, le-am parcurs. Deci trebuie să fii și din punct de vedere cultural la zi. Lucrările lui Dan Constantinescu au câteva elemente care fac trimitere către acea autenticitate de care ne vorbește. Albul său este asociat cu lumina sau, la nivel extins, cu înțelepciunea de a vedea și de a ajunge la esența lucrurilor. Simbolurile reprezintă sinteza unor căutări lăuntrice care l-au preocupat întreaga viață. Zidurile memoriei reprezintă o sintagmă. Este o sintagmă dictată într-un vis în 90. Este o reconstrucție în spațiul ideilor. Este o transpunere a metaforilor prin simboluri plastice pe care eu le găsesc. Deci, inspirate, bineînțeles, din culturi care au existat și există pe mapa mond și sunt esențiale aceste culturi. Zidurile memoriei, pentru mine, a însemnat această călătorie în lumea semnelor, în diverse zone culturale, dar ele s-au transpus în limbajul picturii. Despre artă, Dan Constantinescu se exprimă verbal și plastic în strânsă legătură cu emoția acelui ce o transpune și acelui ce o receptează. În creație ne salvează emoția. Înțelegerea vine întotdeauna după ce tu ai o emoție artistică în fața unei lucrări. Eu sunt virgin când vin la atelier cu ideile mele, mă joc la modul cum se joacă un copil cu jucăriile în cameră, faci un pană, nu știe exact ce se întâmplă cu ele, dar se simte foarte bine. Acestea sunt lucruri amorfe. Paleta este o viață, nu? E o biografie. Culorile au și ele viața lor, dar sunt inerte, n-au nimic, n-au niciun sentiment, n-au nicio trăire. Le urăsc câteodată, mă murdăresc, mă simt că lucrez ca un miner. Și zic, domne, ca să termin o lucrare, trebuie să mă spăl, să mă curăț de tot și să pot să-mi termin lucrarea. Deci este o rugăciune pe care ți-o faci, îți pui, cum își spune țăranul, hainele de rugăciune duminica și te duci în biserica ta.